săptămânalul Lumina de Duminică aniversează un deceniu de apariție. Cu acest prilej, preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un mesaj de felicitare. Anul acesta, săptămânalul Patriarhiei Române, Lumina de Duminică, împlinește 10 ani de apariție neîntreruptă. Primul număr a fost publicat în 16 octombrie 2005, ca supliment de weekend al ziarului Lumina, primul cotidian creștin din România lansat la Iași în ziua de 7 februarie 2005. Cum orice lucrare importantă din viața bisericii a stat dintotdeauna sub semnul binecuvântării lui Dumnezeu, aducând rod bogat spre folosul și zidirea sufletească a credincioșilor, în cele peste 500 de numere apărute până acum, frumusețea gândirii teologice, profunzimea meditației duhovnicești și dinamica actualității culturale și sociale din perspectivă creștină și-au găsit loc aici, la sfârșit și la început de săptămână, pentru a întâmpina întrebările cititorilor care, în ziua de duminică, se apleacă asupra unor subiecte de spiritualitate creștină, altfel decât în cursul săptămânii. De-a lungul anilor, păstrându-și specificul, săptămânalul s-a îmbogățit prin diversitatea temelor. De la rubricile editorial și invitatul săptămânii la interviuri, reportaje, documente și analize cu un conținut dinamic și ancorat în realitățile societății actuale, săptămânalul propune cititorilor atât reflexia teologică sau cugetarea duhovnicească, cât și mesajul plin de lumină al unor personalități din viața culturală românească. Începând din 2007, o noutate absolută în orizontul publicațiilor din România o constituie prezența neîntreruptă a predicii la Evanghelia fiecarei duminici. O componentă importantă a săptămânalului o reprezintă dialogul dintre religie, filozofie și știință, concretizat în abordări interdisciplinare de mare actualitate. Începând cu anul 2006, rubrica Religie și Știință a adus în atenție articole dintre cele mai variate, tratând subiecte fascinante privind lumea microcelulară, legile care acționează în univers sau cele mai recente descoperiri din domeniul astronomiei. Nobilă este și apariția celor două suplimente lunare care se distribuie împreună cu săptămânalul. Lumina Pelerinului, cu apariție neîntreruptă din martie 2012 și Lumina Literară și Artistică din aprilie 2014. La acest moment aniversar, prilejuit de împlinirea a 10 ani de apostolat mediatic al săptămânalului ortodox Lumina de Duminică, aducem mulțumire preasfintei treimi și pomenim în rugăciune pe toți cei care au ostenit și ostenesc la această lucrare misionară sfântă, de cultivarea conștiinței și unității eclesiale românești azi. Aniversarea primului deceniu de apariție a acestei publicații reprezintă ceasul bucuriei de a vedea roadele cultivate cu iubire smerită, răbdare și jertfernicie. Având în suflet această bucurie sfântă, felicităm și binecuvântăm pe toți ostenitorii, tipografii, susținătorii și cititorii săptămânalului Lumina de Duminică și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Lumina Lumii, să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, Pace și bucurie, precum și mult ajutor în lucrarea lor misionară, prezentă și viitoare. Mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel îl puteți citi integral pe www.basilica.ro, precum și în paginile ziarului Lumina.